Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot îți ofer un sfat din partea îngerilor romantici și de această dată avem două oracole pentru că este și o lună plină în leu care vorbește și despre dragoste printre altele. De asemenea, îți voi răspunde la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru balanță. Dragi balanță, este o săptămână bună pentru voi. În primul rând, reușiți să rezolvați tot felul de lucruri importante pentru sufletelul vostru. Și mai vin cu o veste bună. Venus schimbă zodia, se mută în Capricorn. Este adevărat, nu e cea mai bună poziție din lume pentru voi, că la un moment dat pot apărea și tensiuni în relația cu persoanele din casă și din familie, dar partea bună, generală, este că începând cu această săptămână, timp de câteva săptămâni bune, se mai rezolvă acele probleme legate de viața privată, în special dacă discutăm de moșteniri terenuri, case, tot ceea ce ține de stabilitatea ta emoțională. Poate să fie și o perioadă în care balanța începe să vadă mult mai clar, da? mai ales chestiunile personale și cumva încep să-ți dai seama, băi, asta e bună, asta nu e bună. Vei fi așa mai rece, ca să zic, dar, repet, partea bună a lucrurilor este că Venus acolo te ajută. Pe de altă parte îți poți un frumuseț acasă, poate îți vin niște bani, poate unii vă apucați și vă construiți o casă, vă redecorați pe acolo, că depinde de fiecare. E și Marte pe acolo, deci de asta zic că niște ruperi au loc. Și v-am zis, ruperi, nu știu, poate să însemne și că vă renovați casa sau că schimbați o ușă, schimbați un geam, poate să însemne și că vă mutați sau că apar lucruri mai tensionate în casă și în familie, mai ales uh, tot ceea ce ține de partea privată. Tot săptămâna asta avem o lună plină în leu, care pentru tine activează axa 5-11, deci iar e de dragoste, e de viitor. Și aici foarte multe balanțe, cu siguranță o să intrați în contact cu foarte mulți oameni în următoarea săptămână. Uh, cu siguranță poate o să și închideți anumite planuri de viitor pe care vi l ați făcut, fie împreună cu persoana iubită, fie sunt chestiuni legate de copilul vostru, de o afacere, oamenii din jurul vostru, este o perioadă de, de schimbări, să știți, este o lună plină cam tensionată, dar este o lună plină bună și zic eu că este un moment în care balanța se poate decide, băi, ori stăm împreună, ori ne separăm sau. Foarte mulți dintre voi vedeți că aveți ocazia să cunoașteți oameni noi. Da? Doar că fie sunt tipare vechi, fie este vorba despre uh, și știu eu, împăcări care apar, da? se întoarce vreun fost, vreo fostă, cu toate, că, cu toate că toți sunt de părere că acolo unde lucrurile nu mai funcționează, balanța are ocazia să-și facă o curățenie generală. Și relația cu copiii, nu știu, sau relația cu prietenii, acolo poate să dai seama că ceva, ceva nu e în regulă. Totuși, ți aș recomanda o mai. ți aș recomanda mai multă odihnă, da, în săptămâna viitoare, chiar dacă am zis eu că rezolv multe lucruri, dar poate în preajma zilei de 25, poate o odihna e bine meritată. Tot săptămâna aceasta vezi că se amplifică anumite tensiuni în relația cu un copil sau poate sunt chestiuni legate de viitorul copilului tău. Să zic că ăla vrea să facă nu știu ce studii, are nu știu ce planuri și tu nu ești de acord. Sau tensiuni în relația de cuplu pentru balanțele aflate într-o relație, pentru că na, trebuie să vă definitivați și voi puțin pe acolo, să vă hotărâți cam încotro. Uh, mici tensiuni care pot apărea pe zona de afaceri, da? Uh, doar că știi cum, ești bine din poveste, chiar ești bine din poveste. Pe de altă parte, uite, pot fi săptămâna asta, mai ales spre final, niște discuții dure, tranșante, clarificatoare, atenție, clarificatoare, și cu un final surprinzător și eliberator. Acum, ca să fiu așa directă, pot fi discuții discuții tranșante în casă, în familie, poate legate de acte, de o moștenire, un divorț, o separare, poate unii știu eu, e nevoie să vă mutați așa peste noapte, e nevoie să faceți schimbări, dar eu zic că sunt, sunt benefice, da? sunt benefice. Pentru că salvarea pentru voi, să zic așa, vine și pe partea de muncă, vine și pe partea de a lucra, dar nu neapărat dacă te duci la muncă și lucrezi în a face ceea ce spun sau în a lua atitudine, în a te organiza. Da? Deci e o săptămână bună pe, pe așa ceva pentru balanță și repet, chiar dacă lucrurile ți se vor părea și tensionate, vor fi niște rezolvări magice, pur și simplu. Adică ești salvat de clopoțel, cum s-ar spune, dar schimbările vin. Da? Schimbările vin. Acum, dacă tu ai inițiat, ți-am zis, niște schimbări prin casă, în viața privată, Într-o afacere, în general, în viața ta, toată lumea te aplaude și ești bine susținut și cu siguranță rezolvi mult mai repede decât ți-ai fi imaginat. Dar o pierdere, o închidere, oricum are loc pentru balanță. Da? Hai să vedem și arhanghelii ce zic pentru balanță. 22-28 ianuarie. Ce trebuie să știți voi? Ingeniozitatea Divină. Numerele importante: 1, 3, 4, 13. Este clar o hotărâre, în urma unei informații pe care o vei primi, o hotărâre care îți poate aduce schimbare, transformare. Unii nu știu, poate vă dați seama și spuneți, bai, dacă până acum mie îmi plăcea să fac chestia respectivă, mă distram, mă relaxa da, și mă simțeam bine cu prietenii ăștia, uite acum am dau seama că prea mai avem o viziune comună, adică mie îmi place să fac altceva, lor le place să fac altceva și nu prea mai aveți acolo puncte comune. Da? Pot exista și astfel de lucruri. Culorile importante, ia uite, roșu, roșu, portocaliu, albastru, argintiu, Arhanghelul Uriel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Îți dăruiesc înțelepciune practică, inventivitate și capacitatea de a găsi soluții geniale pentru rezolvarea optimă, chiar și a celor mai dificile situații. Deci tu săptămâna asta vei, vei avea idei absolut geniale, vei reuși să rezolvi tot felul de lucruri importante pentru tine. Și să știi că este o săptămână în care... Dacă ești într-o situație dificilă de ceva timp sau dacă vei fi pus, soluția apare pe neașteptate. Vezi că soluția tu o poți găsi, dar trebuie să o pui și în practică. Da? Nu să acolo la nivel teoretic. Hai să vedem ce spune și tarotul pentru balanță 22-28 ianuarie. Ce trebuie voi să știți? Care sunt mesajele pentru balanță? S-a întors o carte. Ce carte s-a întors? găsesc Da, dragi balanțe, eu o săptămână puternică pentru voi să știți. Da, era doi de monede de așteptat. Deci, turnul. U, ce faceți? Da, apar hotărâri mari, dragi balanțe. nouă de cupe, valetul de băte. Și o săptămână puțin încurcată pentru balanță. Da? E o bucurie aici, o nuntă, o logodnă, cunoști pe cineva, relația de cuplu merge la un alt nivel sau poate e momentul să te decizi. Pentru că, uite, avem doi ăsta de monede, care înseamnă că este o săptămână în care parcă joci ping-pong cu cineva, da? Pe de o parte acționezi tu, pe de o parte acționează ăla, iar vă certați, iar vă împăcați. Doi de monede poate să însemne și o săptămână în care negociezi cu cineva din punct de vedere financiar sau niște cheltuieli pe care le ai. Poate niște bani pe care îi ai de dat, bani care îți vin și așa mai departe. 10 de monede la baza manifestărilor tale este o săptămână în care ești înconjurat de oameni, mulți, familie, prieteni, dar văd aici și o dorință a ta de stabilitate din punct de vedere material. În In inima ta, regele de monede, deci avem multe monede, e, e cu bani, e cu chestii practice, dragi balanțe, deci e de bine. Regele de monede poate să însemne și o legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar unii dintre voi vă veți concentra foarte mult pe a investi într-o casă sau pe a face ceva împreună cu persoana iubită. În mintea ta, fii atent, turnul, deci uh, turnul ăsta... Uh, Poate să reprezinte fie niște schimbări mari care apar la muncă, o rupere bruscă, o decizie radicală, dar și un moment în care balanța e trezită la realitate și spune, băgat, uite, mi-a venit ideea, uite, încep să văd lucrurile mai clar, mi-a căzut vălul ăla de pe ochi, da? m-am hotărât. 3 de băte, o primă victorie care apare, dar și cineva care își cam cere drepturile săptămâna asta, uh, multe drumuri pe care le faceți, dar și multe discuții care apar. Steaua, o legătură cu zodia vărsător, dar și o veste bună care apare din punct de vedere personal. Adică, un prieten, persoana iubită, familia, toată zona aceasta. Deci, de aici poți să primești vești bune. Apar rezolvări. Cineva are o speranță foarte mare. Trei de monede. Poate ai de făcut un curs săptămâna asta sau. Ai oameni în jurul tău care te pot ghida, te pot ajuta. Multă dualitate văd eu pe aici, nu știu ce faceți fiecare, da? nu știți ce să faceți într-o situație, în plan personal, profesional. Acum, soluțiile vin și îmi place foarte mult turnul aici în mintea ta, pentru că e ca și cum deodată așa îți cade un vol de pe ochi. Ai momentul ăla de, genialitate, cum zice Arhanghelul. Da? Niște colegi de la muncă îți pot da niște vești bune sau poți să ai niște negocieri aici. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături îți doresc o săptămână cât mai frumoasă, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus și ce primești acolo, discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce, clarificăm cărțile de tarot, îți ofer un sfat din partea îngerilor romantici și am spus că avem două oracole, deci avem multe mesaje, Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru tine în această săptămână. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că mi-ești alături, eu îți doresc o săptămână cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.